Este o zi frumoasă, este 1 aprilie și tocmai de aceea am ieșit în căutare de oameni haioși și serioși, de ce nu? Este ziua păcălelilor, așa că haideți să vedem cine pe cine păcălește astăzi. Ați făcut vreo păcăleală astăzi de 1 aprilie? Nu. Da, am făcut, am zis că nu mai vin cu ea la Cluj. Și că ce? Dar mai vin, nu? Da, am venit cu ea la Cluj până la urmă. Am zis că nu iau cu mine. Da, am crezut. Că îl cunosc foarte bine. Indiferent de vârstă, românii cu simțul umorului se așteptau la o păcăleală. Chiar m-am mirat că a trecut aproape 1 aprilie și nimeni nu mi-a zis o vorbă care sună păcăleală. N-ați păcălit pe nimeni? Nu că am avut de lucru și n-am avut timp să mă gândesc la o răutate. Nu, păcălește-o tu. Alții, în schimb, sunt speriați numai la gândul că ar putea fi victima unei farse. Nu, și sper să nici nu mă păcălească. Astăzi te aștept să fii păcălit într-un fel? Da, dar nu știu ce fel. Dar simt că o să fiu păcălită. A trăi în România în sine, cred că e o păcăleală în ziua de astăzi. Cei mai îndrăzneți au acceptat să facă o farsă în direct. Ai păcălit pe cineva astăzi? N-am apucat, nici n-am știut că azi e 1 aprilie, crede-mă. Hai să ne gândim la o farsă. Tinerul a cumpărat un borcan de miere, dar refuză să-l plătească. Bine, ați putea să-mi o dați, că după aceea vin și vă aduc bănuții. Da? E ok? Bine. Mulțumim frumos. La Look TV ne vedem diseară, da? Bine, o zi bună, la revedere. Mă, să știți că a fost o păcăleală de 1 aprilie.